Și pe unde plecați de sărbători? Gata, domne, s-a dat relaxarea de iarnă. Deja comentează mulți: bă, ați înnebunit, ce facem? Ne-am apucat să pregătim valul 5? Păi ce se întâmplă? Repetăm greșelile din luna mai, relaxarea de vară? Știți, când am învins noi pandemia, toată lumea la mare, la hamsie, la porumb fier și aspra de baie. Să ne calmăm, n-ați auzit? N-ați auzit? Pandemia nu e chiar atât de rea. Nu, are și părțile ei bune, chiar foarte bune. La o adică te poți înțelege cu ea. Nu trebuie, domne, să ne duci mă în inima atâta. În ciuda tuturor lucrurilor negative, pandemia a avut și câteva efecte pozitive, iar accelerarea digitalizării este unul dintre ele. Poftim, când vă zic pandemia e bună, ne-a adus accelerarea digitalizării. Care, domn președinte, care digitalizare? Unde? Că ne uităm la celălalt robot, robotul de la educație, zi de zi se plânge cu digitalizarea. El n-a aflat, domne, nu i-ați transmis și lui, nu vă merge conexiunea? Va pica Bluetooth-ul, domn președinte, ce aveți? 1 milion de copii care nu au acces la internet, la o viteză de transfer care să facă posibilă predarea online. Este pregătirea tuturor profesorilor pentru predarea online. Doar 1 din 5 profesori au beneficiat de formare conținutului digital disponibil pentru toate disciplinele. Nici asta nu avem. Nabele! Nu știu unde a văzut Iohannis accelerarea digitalizării, dar la educație cel puțin nu există. Adică exact unde ar fi fost esențială acum și unde vorbim vorbe goale cu digitalizarea de cel puțin 10 ani. Bine, să nu uităm că la Iohannis accelerarea înseamnă altceva decât la restul lumii. Să nu uităm că el convoacă partidele de urgență peste 2 săptămâni, deci poate abia de aici încolo să meargă treaba, domn președinte, mai ales că avem și ministru nou la digitalizare, da, un băiat nepriceput, incompetent, paralel cu domeniu, fix ce ne trebuie. Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acest domeniu. Din punctul meu de vedere, eu îl văd ca un avantaj. Ăsta n-are legătură cu domeniu, Iohannis nu prea are legătură cu realitatea. România, ce să facem? Bine măcar că s-a făcut pandemia ca lumea, mai accelerăm și noi una alta. E bună și pandemia la casa omului, degeaba ziceți voi, dacă știi cum să o iei... România post-pandemică este țara în care în sfârșit se investește masiv în infrastructură, se dezvoltă rețeaua de spitale. România post-pandemică este țara cu administrație digitalizată, cu companii de stat reformate. Eu când vă spun, pe la valul al 17-lea așa, o să avem vreo 1000 de școli și spitale noi. Iar dacă ne dă, Doamne, și vreo ciumă plus 2-3 războaie, construim o țară, ce să mai... Acum, legat de măsurile astea cu relaxarea, ați văzut ce a zis domnul Rafila, da? Decât să avem reguli extrem de dure, extrem de limitative, care nu sunt respectate, este mai bine să avem o anumită relaxare și cu o respectare riguroasă a tuturor acestor reguli. Gata, l-am pierdut și pe ăsta. Eu când vă zic că ia capul atunci când ajung acolo, cât a fost în opoziție, Rafila mai ieșea din când în când, îi certa pe cei care se ocupau atunci de pandemie. Mă, nu e bine cum faceți. E, acum, prima măsură după ce a ajuns ministru, relaxare tată. Încercăm o întoarcere la normalitate și o întoarcere la un parteneriat cu populația. Parteneriatul populației cu autoritățile. O, parteneriatul populației cu autoritățile? O, așa da. Umblăm la sentiment, domne, suntem parteneri. Ai noroc, colega, care-i treaba? Hai să punem și noi o mască, să... E dal nostru, mă, cum să zice. A, cine știe, s-ar putea să prindă. Parcă vezi că începe iar aglomerația pe la centrele de vaccinare, a? Știți ce mă gândeam? Ia organizați, domnilor, revelioane la centru de vaccinare.
E spațiu destul, vine omul să veselește, vorba aia, până dimineață face și rapelul. Hai, n-aveți pentru ce? Păi e parteneria, nu? Sau parteneriat, cum ar zice... Se vede că țara merge bine.